ziua tuturor, bine ne revedem într-o nouă săptămână, ne revedem într-o altă săptămână, cu ocazia semnării contractelor de management administrativ financiar. Domnul inspector general Viorel Stan a fost deținut la inspectorat și nu a putut să fie alături de noi. Ne-am fi dorit să semnăm împreună și contractele de management educațional. Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru faptul că ați promovat acest examen. Și să vă asigur în continuare de toată susținerea Primăriei Municipiului Roman în activitatea dumneavoastră. Susținerea din partea noastră să fie pe partea administrativă, iar din tot ceea ce facem împreună să creștem calitatea actului educațional. Cred eu că acesta este în asentimentul tuturor și este obiectivul nostru al tuturor. Pentru că, așa cum spuneam și la o întâlnire ieri cu cei de la Spitalul Municipal de Urgență, educația și sănătatea reprezintă două direcții prioritare pentru mine. Aș propune să trecem la partea faptică a acestei activități și una câte una să semnăm aceste contracte de management administrativ. Am să vă rog pe dumneavoastră să semnați pentru că două exemplare. Semnăm pe fiecare pagină și doar pe ultima pagină punem și ștampila. Cred că la fiecare prim parte, zic eu, nu? Sau fiecare venit aici de mine, unul câte unul și venit aici de mine ca să putem să n-am pe unul. Și să iau cum a fost acelat de aici. Liceul Tehnologic Vasile Sav din Roman, domnul
Domnule director, vă doresc mult succes. Școala gimnazială Vasile Alexandrii din Roma. Alexandru Ioan Cuza.
Thank you.
nazială ca listat Bogaș. Aceasta a fost activitatea noastră de astăzi. Trebuie să vă mărturisesc că cel puțin pentru mine a fost o activitate emoționantă și care m-a încărcat așa și pozitiv. Mă bucur că am putut să fim împreună astăzi la acest moment emoționant, așa cum vă spuneam. Vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul primăriei municipiului Roman și al meu personal în toate proiectele în care veți fi implicați și îmi doresc să continuăm creșterea actului educațional atât prin infrastructură cât și prin suportul pe care îl putem acorda pe toate palierele.
Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă doresc mult succes în această nouă provocare la